Pe 10 decembrie 1868, la Londra, la intersecția Bridge Street cu Parliament Square, era montat primul semafor din lume. Un felinar aflat în vârful unui stâlp metalic înalt de 7 metri, care alimentat cu gaz, avea o lumină când verde, când roșie. În zilele noastre nici nu se poate ceva mai banal decât un semafor cu cele 3 culori universale care se regăsesc la nivel internațional. În plus, acestea fac același lucru indiferent de țara în care te duce. La culoarea verde pleci, la culoarea roșie te oprești, iar la culoarea galbenă încetinești sau mărești atenția. E clar că un semafor are ca scop siguranța traficului, indiferent dacă este rutier, feroviar, iar sau pentru pietoni. Și este și mai clar că nu mașinile au fost cele care au beneficiat pentru prima dată de un semafor, ci trenurile. Primul semafor din lume se pare că a funcționat în Londra, la intersecția străzilor George și Bridge. Pe timp de zi existau mici bariere acționate manual de o persoană special angajată de căile ferate. Acestea aveau 3 poziții. La orizontal însemna oprit, la vertical însemna trafic liber și la 45 de grade însemna cam ce înseamnă culoarea galbenă de astăzi. Dar de unde culorile roșu, verde și galben? Tot la Londra, tot la aceeași intersecție, dar pe timp de noapte. Legenda locală spune că noaptea micuțele bariere acționate de manual erau înlocuite cu felinare. Felinarul era de fapt unul singur pentru fiecare șină, dar se schimbau borcanele de sticlă care protejau flacăra de vânt și ploaie. Nu se știe din ce motive, dar pentru a semnala că traficul este liber, că trenul poate circula, a fost ales un borcan de murături din sticlă verde special decupat. De aici s-a născut și a rămas culoarea verde. Culoarea roșie a fost însă aleasă cu inspirație de la casele de toleranță. Culoarea roșie era unanim cunoscută atunci ca o culoare ce semnala alerta, reprezenta ceva interzis și îți sărea în ochi. Despre culoarea galbenă nu se cunoaște nimic concret, însă cel mai probabil era nevoie de o culoare intermediară și a fost folosită sticla galbenă care era la îndemână. La începutul anilor 1900, odată cu apariția mașinilor pe străzi, au apărut și accidentele auto, de unde și necesitatea unor reguli de circulație, așa că a luat naștere și poliția rutieră, dar și diversele ustensile care se ajută în direcționarea mașinilor. La începutul secolului trecut, în intersecții erau pseudo-semafoare manuale acționate de polițiști, dar nu erau cu lumini, ci erau doar cu două cuvinte, stop și go. Simplu și eficient, doar că existau niște neajunsuri. Noaptea reprezenta o problemă și fiecare schimbare necesita acționare manuală. Totul s-a schimbat în 1912 în Statele Unite, mulțumită unei firme de electricitate responsabilă cu divizia de trafic rutier a poliției din Salt Lake City. Primul semafor cu lumini din lume se pare că a fost instalat la intersecția străzilor Main Street cu Second South. Semaforul era acționat manual și avea doar două culori, verde și roșu. În anii următori, odată cu numărul tot mai mare de mașini, a venit și necesitatea dotării cu semafor a tuturor intersecțiilor, nu doar din America, ci la nivel mondial. În cazul oricărei invenții, de-a lungul timpului, a fost îmbunătățită și automatizată. Se pare că prin anii 30 existau deja semafoare automate care nu necesitau schimbarea manuală a luminilor. Și chiar dacă încă în majoritatea intersecțiilor existau agenți care dirijau circulația, încet încet semaforul și-a făcut loc printre ei și a luat cu asalt toate intersecțiile.